Sâmbătă după masa. Am ieșit la o relaxare. Un pic e înnorat, dar e plăcut. Suflă și vântul, dar acum nu e foarte grav. Copiii sunt la pescuit, venim să-i surprindem, să vedem unde coborâm la ei. Să dăm unde copiii. Ah, da, și pe aici putem. Da. Acolo sunt copiii la pescuit. Coborăm. Așa. Mergem pe scurtătură. Da, nu era așa palpitant dacă meream rotă. Așa. Ia să vedem ce-o prins copiii. Ia să vedem. V-am adus ceva? Cu căbuși. Sami, nu-ți trebuie? Am adus ceva? Hai să te servesc. Da, aici cu tine. Adică să învestem. Uite ce ți-am adus. Uite-te, ne. Făcute de mânuțele mele. Sunt cred cald. Da. Ia spune-mi, ce-i mai bun, a tău sau meu? Meu, da. Nu, adică... Punem un pic acolo. Ce-i mai bun, ce-i a tău sau ce-i a meu? Bine, eu deja eram la partea cu desertul. Dar mai dau înapoi, la felul 2. După aia revin iar la desert. Ce-ați prins? Ce-ați prins, dragul meu? Ce-ați prins? În afară de bută. În carasca, mășenia. Care l-am eliberat și în rest doar albitura. Da. Hai să venim și noi un pic să ne relaxăm. Să arătăm și la alții ce locuri frumoase sunt și pe aici și peste tot. Da, e foarte bine. Bun. Așa, să vedem ce ați prins. Să vedem ce ați prins. Uite, vezi acolo în găleată. Așa. E momiala. Așa. Ia să vedem. Ce au prins aici? Wow! E ceva? E ceva? Așa. Suntem pe malul Ronului. Este o plută acolo, să văd dacă pot să-l și focalizez. Da, nu mișcă. Da, m-am uitat, l-am apropiat, nu-i nimica. Suntem pe malul Ronului. Uitați. E un baraj. Și ne relaxăm sâmbătă după masa. Sper să nu vină ploaia. Nu? Deci că-s bune. Calde. Poți. Foarte frumos e. Era și cald. Apa foarte curată. Foarte curată e apa. Se văd pietrele pe fundul apei. Și
așa, ci sunt sticle în apă și mizerie și nu peste tot se ține cont de a lăsa curat în urma ta. Dar nu, noi oamenii distrugem foarte frumos și am zis să ieșim și noi la o relaxare. E foarte înnorat, sper să ne lese timpul să ne relaxăm și noi un pic. Foarte frumos e aici. E un loc frumos unde mai vin copiii la pescuit. Vă las acum și mai revin. Acolo departe sunt niște cormorani. Să vedem ce mai vedem de aici. Așa, mai aproape nu pot să-i aduc. Că asta e maximul. Așa. Deci e destul de departe și dacă nu măream, nici nu-mi dădeam seama ce îi acolo. Niște cormorani. Un mai cercetăm terenul să vedem ce mai este pe aici. Peluciul apei. Peisaj, în orice caz, foarte frumos. Tot pe malul apei. Începe să picure, dar sper că ne lasă în vremea să ne și relaxăm în continuare. E destul de înnorat, dar nu mai suflă vântul. Doar că au început să picure foarte, foarte încet. Dar noi insistăm și mai stăm un pic. Avem o captură și suntem activi. Să vedem ce o prins acolo. Stai așa că vin. Să vedem ce ai prins tu aici. Ia să vedem. Să vedem ce ai prins tu aici. Hop. Așa. Hai să nu mă înțeap cu ancora. Ce frumoasă e. Și cum se zice? Asta e clean. Clean? Da, asta e așa. Că nu mă pricep eu. Gata. Hop. La linguriță. Oh, mi s-a încălcit acum. Uite, lingurița asta, deci, dar trebuie să o... Deci se cheamă descălci. Linguriță. Și că o prins-o la linguriță. Ia ce frumos. Așa, expun eu frumos. Un clenuș. E cam mare să pescuiesc cu el, așa că o să le liberez. Hai să vedem. Hai să vedem cum le liberez. Îmi le liberez înainte să vrei. Înainte de apă. Înainte de apă le liberez. Și nu, descurcă-te. Dacă era un pic mai mic, îl păstram să pescuiesc cu el la somn. Da. Ui ce fain e, dar e mare. Așa păcat de da. El. Și îi dăm drumul. Vezi să nu te scufunzi. Dar aruncă-l. Și s-a dus. Bun. Am mai prins și o ștucă, dar micuță. Tot așa, la rotativă, la linguriță. Da, dar le-am dat drumul la astea, că da. Păcat să le păstrăm, dar nu. Pentru noi e mai mult pentru relaxare. A început să picure. Se vede și pe baltă. Dacă mă duc să aduc să mai dau o dată, poate mai vine unul. Da, mai vine.
Mă duc să mă adăpostesc și mai am răbdare. Trei aruncări. Să mă relaxez. Bun. Frumos se vede, îmi place priveliștea de aici, foarte frumos. Foarte frumos și liniștitoare și îmi place foarte mult. Bun. Mai rămânem. Mergem repede înapoi, că sunt mai prins ceva acolo. Să vedem ce e. Pentru mine e o surpriză. Și acolo s-a prins unul. Nu știu dacă se vede. Unde-i peștele? Wow, da. Mi-a fost descărcat telefonul. Mă rog și de am venit la mașină, de mi l-am reîncărcat un pic. Să vă arăt și priveliștea de aici, de sus. Așa. Aici suntem. Uite ce frumos se vede de aici, cum curge apa. Da, îmi place foarte mult. Picurile s-au mai oprit și putem să mai stăm liniștiți, să ne relaxăm și să vă arăt și vouă ce frumos este aici. La acest baraj. Așa. Să coborâm iar jos la copii. Liniște pe la ei. Văd că nu s-a agitat niciunul că ar prinde ceva. E bine că nu suflă vântul și încă vremea ne permite să putem sta în aer liber. Asta mă bucură.